Aș vrea să discutăm și despre un proiect de lege, un proiect de lege îndrăzneț, aș spune eu, pe care l-ați inițiat zilele trecute. Prevede ca parlamentarii să fie sancționați cu 10%, da, din indemnizația brută pentru absentarea nemotivată. Așa. Nu erau sancționați până acum dacă nu veneau la Parlament? Ba da, era o sancțiune de 1%, ceea ce se traduce printr-o sumă de aproximativ 100 de lei. Este mai mult decât simbolică și am căutat modelele altor state, Franța, de exemplu, la două absențe îți reține un sfert din indemnizație. Deci trebuie să se simtă. Parlamentarii care chiulesc nu mai au nicio scuză, din punctul meu de vedere, în ziua de azi. Odată, pentru că pot să intre de pe tablet. Deci avem o activitate hibridă, chiar dacă fizic nu te poți deplasa sau ți-e teamă de pandemie, nicio problemă, noi poți să intri de pe tabletă, de la distanță, poți să-ți exprimi opinia, poți să votezi. De asemenea, se aplică doar în cazul absențelor nemotivate. Dacă ai o urgență în familie, o urgență medicală, dacă trebuie să pleci, poate în interes de serviciu, sigur, nu este o absență nemotivată. Dar la câte absențe nemotivate vei fi sancționat? De la prima absență. Deci de la prima. Da. Și asta e o neclaritate în actualul text de lege, că nu se înțelege dacă pentru fiecare absență e 1%, ca în prezent, sau, indiferent de numărul de absențe, tot 1%. Din punctul meu de vedere, la fiecare absență ar trebui să fie 10%. Și asta vă spuneam, e foarte greu să ajungi în situația unei absențe nemotivate. Chiar trebuie să nu-ți pese, adică să chiulești de-a binelea. Puțin lume știe, parlamentarii au concediu, pot să-și ia concediu dincolo de vacanțele parlamentare, în timpul sesiunii, există, cred că, 7 sau 8 zile de concediu. Deci, iată, sunt destule oportunități pentru parlamentari să, mă rog, dacă să-și motiveze absența. Dar dacă nu pot să-și motiveze, trebuie să plătească. Da, credeți că veți avea susținere în Parlament? Pentru că, așa cum spuneam, este o inițiativă îndrăzneață. Nu mi-am făcut numai prieteni. Eu sunt și la primul mandat, dar mi se pare un gest de normalitate. Oamenii care ne-au votat, care ne-au acordat încrederea, ne-au trimis acolo să fim la muncă. Și dacă nu avem motive bine întemeiate, e cazul să fim sancționați dacă lipsim. Care e problema? Repet, nu am inventat noi acum măsura asta. Și alte state europene consideră prezența parlamentarilor obligatorie, iar dacă ai absențe nemotivate, trebuie să plătești. Ați vorbit deja pentru susținere cu alți parlamentari de la alte grupuri politice? Am abordat subiectul, e o temă de interes, să știți, pentru mai multe grupuri parlamentare. Cine și-au manifestat? De exemplu, de la PSD aveți susținere? Și. Unii s-au exprimat public de la PSD că nu vor susține proiectul. Vom vedea în ultimă instanță cum vor evolua aceste susțineri, pentru că de multe ori se întâmplă și învăț că sunt la primul mandat, deci uneori vii cu cea mai bună idee, ea intră în comisie și de acolo nu ți-o mai recunoști. În urma amendamentelor iese cu totul altceva decât ți-ai propus. Eu voi fi activ și mă voi duce la toate comisiile și mă voi strădui să iasă exact intenția mea, și anume să sancționăm absențe nemotivate cu o sumă consistentă.